Există mulți bicicliști și skateboarderi care n-au un spațiu special menajat. Proiectul Citizen, demarat de cadrele didactice din orașul Murfatlar, i-a adus pe elevi mai aproape de autoritățile locale. Acesta este axat pe educația civică și are ca scop dezvoltarea comunicării dintre elevi și autoritățile publice. Proiectul trebuie în primul rând să îi facă pe copii să învețe pas cu pas care sunt etapele de a ajunge la autoritatea locală. Copiii au propus primarului Valentin Saghiu diverse planuri de acțiune în vederea construirii unei piste pentru bicicliști, a unui bazin de not, adunarea câinilor comunitari din oraș și construirea unei clinici medicale. Am ales că ne-ar trebui o policlinică în orașul Murfatlar. Problematica diversă prezentată de elevi este luată în vizor și de autoritățile locale ce aveau pe lista de priorități rezolvarea acestor puncte în anul 2014. Primarul Valentin Saghiu le-a dezvăluit totodată elevilor că orașul Murfatlar va avea în curând un centru de permanență dotat la standarde înalte. Se face spitalizarea pe zi. Au pediatrie, tot ce ține de medicina internă, pediatrie, digestiv, ORL, patologie, ecografie, EKG, transport pacienți, serviciu de ambulanță, că v-am spus. Deci este un centru de permanență în toată puterea cuvântului. Autoritățile locale au fost impresionate de creativitatea și maturitatea de care elevii au dat dovadă. Tinerii au demonstrat că sunt niște cetățeni în adevăratul sens al cuvântului și că le pasă de soarta orașului.